această atmosferă înălțătoare, răpitoare prin frumusețea ei, ne scaldă Dumnezeu în razele soarelui, după ce norul cel ușurel, care s-a văzut la începutul dumnezeieștei liturghii, în fața Domnului cuvântul care ne luminează, s-a luminat și ca tapeteasma, dar și cupola cerului. Și pe cum soarele luminează chipurile noastre, să căutăm în câteva cuvinte și pe celălalt soare, care nu-i niciodată în nori, și celălalt soare, care nu este niciodată în nori, și pe care îl vedem și cu ochii fizici, dar și cu ochii din lăuntru, este Domnul nostru Iisus Hristos. Soarele din care strălucește lumina cea adevărată. Lumina este Tatăl. Lumina cea adevărată este Fiul. Lumina cea adevărată este Duhul Sfânt. Și lumina ni se împărtășește și nouă în persoană, real, de la Sfânta și de viață făcătoare a Treime, și prin văz, și prin auz, dar și prin simțuri, ni se împărtășește lumina preasfintei Treimi. Adică să aprindă focul dragostei sale în inima noastră.